Salutare și bine v-am găsit cu încă un nou episod, un nou mod în Euro Truck Simulator 2. De data asta este vorba despre un Peugeot 308. Ai prezentare pentru că, mai sincer, mi-a răsat un gust amar BMW-ul din episodul anterior și am spus că hai să mai filmez un episod, să găsesc probabil ceva ce n-am mai filmat. E, până acum ăsta e, am găsit un 308, un Peugeot, e frumos făcut, e ceva mai anul spre mai apropiat, că în realitate nu știu exact anul, pentru că nici ăsta nu este trecut. Nicăieri n-am găsit anul, așa că nu știu să vă dau un an, dar o să găsiți, bineînțeles, ca și până acum, la linkurile la toate modurile prezentate le veți avea primul link în descriere, așa că aruncați voi o geană și dacă știți anul sau ceva de genul, dați-mi și mie un mesaj ca să număr prost vorba românului. Așa, mama măsii de num de bun. Așa sună motorul, cum l-ați auzit, e ceva de Skoda. Sună de Skoda, pentru cei care vă jucați multiplayer știți despre ce vorbesc. Așa arată pe exterior, din nou cu acele numere pe care orice faci nu le poți schimba. Așa arată. Este un Nardo grei ca culoare. Așa arată pe exterior, cum ziceam. Nu poți să schimbi absolut nimic la el decât, de fapt, nimic, absolut nimic. Așa se vine în stock modul, așa îl ai, cu așa te joci. Să trecem la interior, așa arată și la interior. E, bă, ce e frumos e că vine cu trapă panoramică, full panoramă. Și cam asta e, să zic așa, avantajul. Bun. Hai să plecăm. Suntem la garajul la Cluj-Napoca, facem o vizită până la Târgu Mureș și hai să îi dăm o cheie. Să pornim. Se și înserează și plouă și am prins o vreme de mai bine nu prindeam. Dar am zis că următoarea stradă virați la dreapta. Am spus ca să nu o schimbă ploaia și așa, puteam culca să filmez pe zi, dar, na, oricum văd că se duce încet, mi se pare, și ploaia, așa că intrați în sensul giratoriu. E bine, trebuie să ne grăbim, că știți că mie unul nu îmi place să mă joc cu părăsiți sensul giratoriu. Jocul ăsta pe noapte. Nu înțeleg de ce nu face plăcere, nu mă simt eu confortabil să-l joc noaptea, așa că trebuie să ne grăbim înainte să se întunece, să ajungem la încadrați-vă pe banda stângă, pe urmă virați la stânga. Să ne încadrăm, să ajungem la Târgu Mureș pe cât de cât zi, sau mă rog, spre seară. Următoarea stradă, virați la stânga. Uite așa. O să fie autostradă, cred că. Uleu, mamă, bate, bun, perfect. Da, va fi autostradă, s-a oprit și ploaia, putem opri și noi ștergătoarele. Sper că totul va fi ok. Bun, gata, le-am oprit. E destul de interesant modul, nu zic nu. Iarăși, pe parte de sunete, n-am ce să comentez, pentru că, sincer, nu știu cât de
relevant este sunetul sau cum se aude la un... Intrați în sensul giratoriu și părăsiți-l la a treia ieșire. Dar are frâne bune. Părăsiți sensul giratoriu. Are frâne bune. Și e destul de interesant modul. Îmi place. Opa. Îmi place modul față de cel de anterior. Adică mi-a lăsat un gust destul de amar M4-ul ăla. Așa că... Na. Nu știu ce să zic. Încadrați-vă pe banda dreaptă. Pe urmă virați la dreapta. Bun. E ok ca pe job și ca marcă la dreapta. Și ca design arată destul de ok. Acum 200 metri virați la dreapta. E ok. Pot să spun că față de modul anterior, care efectiv modul care a făcut modul de BMW și a bătut joc efectiv de modul respectiv, adică n-ai putut să-i pui un sunet de mașină, de M4 să se audă și să-i scoți mașalierul ăla de tir. Mă, nu știu acum ce să zic. E ok, acum oricum noi fi, nu sunt fan eu. Nu sunt eu fan oricum. Mai aud zi BMW, dar eu chiar a fost ok și ăla. Așa, dacă mergem în ritmul ăsta, sigur ajungem pe noapte, pe beznă totală, în Târgu Mureș, că abia aici ieșim din Cluj. Hai că mai stau eu după tine cu Skoda ta. Următoarea stradă, virați la dreapta. Da. Mamă, cum se aude? Cum se aude frâna de mână când ne tragi la ăsta? Vai, mamă. O să vă arăt la sfârșit, o să vă pun sau scurtez iarăși la sfârșit cum se aude. Dar se aude îngrozitor, frățioare, zici că se rupe în două mașina. Bine că nu avem navigație, e totul bine, că așa îmi place. Și navigația folosim ca post, pe post de GPS, nu să se arate alte... Așa că, na, acum... Hai de capul meu, bă, nene, bă, mă ții cu 50, Doamne, ferească-mă sfântul. Și nu pot nici să depășesc, îi continuă. Și totuși vreau să respect regulile de circulație. Încă n-aș putea depăși, că până la urmă e un joc, dar ei totuși, că e o prezentare... a modului, asta respect și legea, nu?
Da! Mamă! N-am văzut-o pe asta, că bine că am văzut-o la timp și n-am făcut harakiri cu ea. Că puteam intra accident, daună totală eram. Metri, virați la stânga. Opa! Am zis că asta tot în față merge, asta zic. Virați la stânga. Hai că am scăpat de el, că eu aici virez la stânga și avem liber, drum liber. Pe sensul nostru de mers. Mamă, sper să nu se audă câinele pe fundal, că latră-n prostie. Ajungem la stânga. Ajungem pe beznă totală la Târgu Mureș, băieți. Următoarea stradă, virați la stânga. Ai le mamă. Hai o dată. Bun. Cam asta zic. N-am mers pe noapte, sau mă rog, spre seară, făcându-se în noapte, până acum, dar asta am zis ca să nu schimbă vremea, că era frumos ploaia aia. Și era ok, dar acum asta e. Mergem așa cum e acum ca să terminăm video pe noapte. Că mult oricum n-avem de mers, vorba aia. Bun. Am așa. Hai să-l depășim pe ăsta cu cisterna lui și ...90 pe auto bandă. Numai chestia e că nu vedeți de volan sau nu se vede tot de volan, dar e ok că putem să-i dăm în gușă, vorba aia. Îi putem da să sară.
Păi, e ok modul, îmi place, nu zic nu. E frumos. E frumos modul. E ok ca și mod, acum vedem 60 de FPS-uri, deci nu vă afectează cu absolut FPS-urile, este foarte bine optimizat, cam toate modurile, cel puțin și pe calculatorul vechi la mine aveam constant FPS-uri foarte bune când și când filmam. Dar acum e ok. V-am spus, testul suprem pentru calculator în momentul de față va fi pe 5M când voi face live după ce se va deschide serverul pe care am jucat. Am intrat aseară fiind luni, când filmez eu ăsta e marți, după filmarea cu acel BMW M4. Am intrat aseară pe un server random, nu o să dau numele la servere, că am intrat pe vreo 2-3 servere să testez, fără live, doar OBS-ul pornit. Și așa mai departe, aveam 60 de FPS-uri constant. M-am fugit, am alergat prin oraș, am făcut de toate, m-am dus în cele mai aglomerate zone pe server. E constant 60, dar bineînțeles trebuie să dăm drumul la live, să vedem când vom face live, cum se mișcă, pentru că una e să faci live pe doar pe YouTube și alta e să faci live pe două platforme în același timp. YouTube și altă platformă cu T, care nu pot spune că nu e voie să faci reclamă pe YouTube la alte platforme de streaming. Așa că căutați și voi, o să aveți probabil link în descriere de la profilul de pe cealaltă platformă. Haide! Al doilea probabil link o să-l aveți către profilul de live pe platforma cealaltă și dați și acolo un follow să creștem și acolo. Și de asta zic că e mai greu un pic, o să solicit un pic mai mult placa video, pentru că trebuie să transmită pe două platforme diferite, dar ăla e testul pentru calculator în momentul de față, pentru că eu cu calculatorul vechi, am mai spus și în alte videoclipuri și așa mai departe, acolo aveam probleme când ne dăm drumul la live, nu se renda harta, aplicam pe sub hartă, aveam foarte mare lag și se mișca în lag și pe live și na. Da, dar acum e totul ca la carte făcut. De metri, virați la dreapta. Am 60 de FPS-uri fără live. Acum vom vedea când am zis când va fi dat drumul la live. La live, atunci vedem cum va fi ajungeți la destinație. Cum va fi, să zic așa, dacă trece testul. Bă, îmi declar foarte, dar foarte mulțumitor. Cum sunt mulțumit și acum de el, de calculator. Așa că, dar pentru mine testul ăla e pentru că și cu 5M vreau să fac live-uri.
și vreau să fac de mult live-uri, doar că nu puteam. Acum o să pot, sper. Și hai să o băgăm frumos aici, în parcare. Și acum, uite că poate o să pot să fac live cu 5M. Și nu numai cu 5M, o să vină și alte jocuri survival și de poveste, probabil, na, gen 5M. 5M o să vină oricum. Continuăm și cu Euro Truck și cu episoade și cu live-uri și Euro Truck și 5M și alte jocuri survival probabil pe viitor și până atunci ce să zic, eu am ajuns la destinație, asta a fost modul de prezentat un Peugeot 308. Așa, vi-l mai arăt încă o dată. O să trag frâna de mână, că v-am promis că o să trag frâna de mână, să auziți cum se aude și cam ce o să punem noi capăt videoclipului. Gata. E trasă frâna de mână, zici că s-a luat în două mașina. Dar asta e. Bun, băieți. Cam atât și cu episodul de prezentarea modului și cu acest episod până la un video nou. Eu au fost că aveți grijă de voi, un început de weekend frumos, pentru că videoclipul ăsta o să-l vedeți vineri, cel mai probabil, când începe weekendul. Weekend plăcut, distracție plăcută, spor la muncă cei care muncesc, pentru că eu și sâmbătă lucrez. Și ne auzim cu bine la un nou videoclip. Probabil că sâmbătă după muncă, când vin de acasă, vom face un live. Vedem cu ce. Nu știu încă, dar probabil că vom face vreun live. Și până atunci, eu am fost Cătă, aveți grijă de voi, distracție plăcută, weekend plăcut, v-am pupat, aveți grijă de voi, ne auzim cu bine data viitoare. Bye bye, ciao, ciao!